Circulație blocată în această dimineață pe strada Bumbacului din Arad, în zona UTA. O macara imensă era în acțiune, aducând turlele viitoarei biserici din zonă de la pământ, acolo unde au fost sfințite, către înaltul lăcașului, acolo unde își vor îndeplini menirea, aceea de a le oferi credincioșilor perspectiva cerului divin. Simțim vestea cea bună, în sensul că cu această etapă se conturează în sfârșit forma deplină a viitoarei biserici. Până acum, fără turle, parcă era un edificiu decapitat. Turla, în același timp, cred că simbolizează tăria cerului, simbolizează bolta cerească, simbolizează firmamentul care este deasupra noastră. Și când spunem un firmament, nu este numai ceea ce vedem noi deasupra noastră, ci este și o tărie, tăria cerului, cum se numește. Numeroși locuitori ai cartierului s-au oprit pentru a asista emoționați la un nou pas către un vis pe care l-au de aproape două decenii, noua biserică. Ne-am oprit să asistăm și noi la evenimentul ăsta. Locuiți în zona, așteptați să mergeți aici la biserică când va fi terminată? Da, abia așteptăm, dar noi suntem mai bătrâni și nu știu când o să fie terminată. De mult așteptăm evenimentul ăsta, un eveniment extrem de important, dar cel mai important va fi când se va ridica crucea, turla cu crucea centrală, de când așteptăm, pentru că asta e pentru noi o binefacere, o mană cerească, să o vedem totuși ridicat acest edificiu care de mult îl așteptăm. Alți privitori erau fascinați de desfășurarea de forțe a executanților lucrării. Din acest punct de vedere, lucrurile n-au mers însă atât de ușor și repede precum își doreau cei implicați. Ne interesează și din punct de vedere tehnic, realizările astea sunt grozave, o minunăție. Sperăm că toată operația o să decurgă cu bine. E puțin vântul cam puternic, dar sperăm să iasă bine. Pericolul cel mai mare pentru noi este vântul, care acum ne-am interesat la centrul meteo, are 14 km pe oră la ora actuală și se pare că după masă, de la ora 3, se mai potolește și o să aibă la 5-6 km pe oră. Dacă nu se poate astăzi din cauza vântului, nu riscăm. Acum, credincioșii parohiei așteaptă finalizarea construcției bisericii și sfințirea acesteia. Asta pentru că actualul locaș de cult în care funcționează parohia va trebui evacuat în această primăvară, deoarece a fost retrocedat bisericii greco-catolice. Până la momentul în care noua biserică va fi sfințită și se vor putea ține slujbe aici, va mai trece destul de mult timp, poate chiar câțiva ani, conform reprezentanților bisericii. Aceștia caută acum o soluție pentru a-și desfășura misiunea până atunci.